Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am ajuns la una dintre jertfele care trebuie să ne rețină în mod deosebit atenție. Este vorba despre ispășirea fără de care fiecare om de pe pământul acesta este sub incidența judecății lui Dumnezeu. Aceasta este prima dintre jertfele de ispășire. Primele trei jertfe de un miros plăcut Domnului expun persoana lui Hristos cu toate aspectele caracterului său glorios. Jertfele de ispășire, cea pentru păcat, respectiv cea pentru vină, prefigurează lucrarea lui Hristos pe cruce pentru păcatul omenirii. Jertfa pentru păcat vorbește despre păcat ca natura omului. Jertfa pentru vină sau pentru nelegiuire ne pune în vedere păcatul ca act, ca atitudine. Omul este păcătos prin natura sa și este păcătos prin ceea ce face. El face tot ce face pentru că este prin natura sa un păcătos. Câteva trăsături izbitoare conferă jertfei pentru păcat un loc aparte în rândul acestora și îi relefează importanța cu totul deosebită. Mai întâi este relatarea cea mai lungă dintre cele referitoare la jertfe. Este de două ori mai lungă decât fiecare din celelalte patru. Despre arderea de tot am avut 17 versete, jertfa pentru vină 19 versete, jertfa pentru păcat 35 de versete. În mod evident, Duhul lui Dumnezeu a considerat că acest lucru era foarte important. Apoi, jertfa pentru ispășire este ceva cu totul nou. Nu există nicio relatare anterioară acesteia despre vreo jertfă de ispășire pentru păcat. Niciun popor păgân nu avea ceva măcar asemănător cu aceasta. De la momentul în care a fost dată legea, jertfa pentru păcat a devenit cea mai importantă, cea mai semnificativă jertfă. Omul era un păcătos și înainte de a fi dată legea. Dar legea a fost cea care i-a descoperit acest lucru, faptul că este păcătos. Jertfa pentru păcat era adusă cu ocazia fiecarei sărbători, Paștele, Rusalile, sărbătoarea trâmbițelor și cea a corturilor. Era adusă în ziua ispășirii, Iom Kipur. Jertfa pentru păcat îl aducea pe marele preot în Sfânta Sfintelor. Există un contrast între jertfa pentru păcat și arderea de tot, deși ambele sunt aduse în același loc. Iată ce spune versetul 25 din capitolul 6 al cărții Levitic. Vorbește lui Aron și fiilor lui și zi, iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie junghiată înaintea Domnului în locul unde se junghe arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Jertfa pentru păcat pornește din punctul în care s-a oprit arderea de tot. Arderea de tot spune cine este Hristos. Jertfa pentru păcat ne spune ce a făcut Hristos. În arderea de tot, Hristos împlinește cerințele standardului sfânt și înalt al lui Dumnezeu. În jertfa pentru păcat, Hristos împlinește nevoile profunde și disperate ale omului. În arderea de tot vedem cât de scump este Hristos, în timp ce în jertfa pentru păcat vedem caracterul respingător al păcatului. Arderea de tot era o jertfă voluntară, jertfa pentru păcat era o poruncă. Arderea de tot se ridica spre cer, jertfa pentru păcat era vărsată. Una se ducea în sus, iar cealaltă în jos. Să pornim însă cu păcatele făcute din neștiință. Este important să știm că niciun păcat nu poate rămâne fără ispășire, fie că este vorba despre unul făcut în mod deliberat sau făcut din neștiință. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 4. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune, când va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute. Pe urmă, continuă Dumnezeu cu o listă acestora. Însă în acest fragment se pune accentul pe acele păcate făcute din neștiință. Dacă un om păcătuia deliberat,
cu bună știință. Această jertfă nu era de niciun folos. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori, spune scriitorul epistolei către evrei în versetul 28 din capitolul 10. Aceasta înseamnă că mântuirea nu este posibilă pentru cel care îl respinge în mod deliberat pe Iisus Hristos. Tot acest scriitor spune mai înainte, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Păcatele din neștiință ne descoperă adevărul de necontestat, că omul este păcătos prin natura sa. Dragul meu prieten, trebuie să-ți spun acest lucru. Ești păcătos, indiferent dacă știi sau nu știi acest lucru. Ești un păcătos prin natura ta și așa sunt și eu. Acesta este motivul pentru care comitem păcatele. Indiferent cum ar fi evaluat păcatul de o anumită epocă sau o tradiție, omul rămâne tot păcătos. Atitudinea lui Dumnezeu față de păcat nu se schimbă. Noi facem aceleași lucruri contrare voiei lui Dumnezeu pentru că omului natural este imposibil să facă ceva pe placul lui Dumnezeu. Omul natural nu are această capacitate. El este un păcătos. Aceste păcate trebuie aduse la cunoștința omului. Indiferent cine le face, ele tot păcate sunt. Jertfa pentru păcat exercita asupra fiecărui om o convingere profundă cu privire la păcat. Această convingere se reflectă puternic în literatura rasei umane. Profundul complex de vinovăție al omului trebuie diagnosticat corect înainte de a se prescrie un remediu adecvat. Ascultați ce spune psalmistul în psalmul 51. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ascultați ce spune psalmistul în psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Sau, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta, spune David în psalmul 51. De aceea spun eu că mai bine am venit la Domnul Iisus Hristos cu problemele noastre în loc să apelăm la psihiatri sau psihologi. Mulți oameni care suferă de complexul vinovăției merg în prezent la psihiatru, ca și cum psihiatrul sau psihologul ar avea o pricepere pe care cuvântul lui Dumnezeu nu o poate da. Cred că aceasta este o impresie greșită. Cuvântul lui Dumnezeu are leacul pentru orice problemă a omului modern. Dacă suferiți de un complex de vinovăție, dacă aveți o problemă de personalitate, de ce nu veniți la Dumnezeu spunându-i, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima? Încearcă-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea. Dragi prieteni, problema noastră nu este că nu am fost iubiți îndeajuns în copilărie, ci că suntem păcătoși prin natura noastră. Așa că ar fi mai bine să venim la Dumnezeu să-i spunem acest lucru. Păcatele din neștiință erau făcute de cineva care, la momentul acela, nu știa că a păcătuit. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc, spune psalmistul în psalmul 19, versetul 12. Cât de mult avem nevoie să-i mărturisim lui Dumnezeu că suntem niște ființe omenești păcătoase. Dacă nu găsiți niciun alt lucru pe care să-l puteți mărturisi, atunci mărturisiți-i lui Dumnezeu că sunteți un păcătos. Un grup de bărbați se întrunea regulat pentru rugăciune. Acum, unul dintre ei se ruga de fiecare dată în felul următor. Doamne, dacă am comis vreun păcat, te rugăm să ne ierți. Ceilalți s-au săturat la un moment dat de această formulă și i-au spus, de ce nu-i spui lui Dumnezeu care este păcatul pe care l-ai făcut? Cel în cauză a spus, păi, nu știu care este. Dar conducătorul grupului i-a explicat, ea încearcă să ghicești. Și omul acela, în acel moment, și-a dat seama despre ce era vorba. E nevoie să ne mărturisim Domnului păcatele spunându-le pe nume, nu un chip generic, ci păcatul trebuie numit pentru că el afectează ființa noastră, personalitatea noastră.
Dacă un om păcătuia din neștiință, din grabă sau din greșeală, Dumnezeu pregătise un mijloc de eliberare. El a stabilit așa numitele cetăți de scăpare sau de refugiu, despre care vom vorbi în cartea Numeri. Dumnezeu are o cale de scăpare și un refugiu și pentru tine, dragul meu ascultător. El are un leac și pentru tine. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, spune Apostolul Ioan. Pavel explică motivul pentru care el era cel mai mare dintre păcătoși și de ce a avut parte de îndurare. El fusese un hulitor și un prigonitor al creștinilor, dar a căpătat îndurare pentru că a lucrat în necredință, din neștiință. El spune, și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Astfel mărturisea Pavel către tânărul Timotei în prima epistolă pe care o scrie în capitolul 1. Jertfa pentru păcat ne învață că trebuie să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu. Noi ne iubim adesea foarte mult și avem o imagine greșită despre noi înșine. Ne vedem mult mai frumoși, mult mai buni decât suntem în realitate. Această jertfă ne face conștienți de păcatul nostru și de netrebnicia noastră, dar în același timp ne asigură că Dumnezeu a pregătit o cale de scăpare. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu, spune psalmistul în psalmul 32. În felul acesta scăpăm de acest complex al vinovăției. Jertfa pentru păcat conținua și un mesaj despre propria ei insuficiență. Tot psalmistul în psalmul 40 de această dată spune astfel, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Jertfa pentru păcat a arătat calea spre satisfacerea deplină a cerințelor lui Dumnezeu în ceea ce privea iertarea de păcat. Iată ce spune scritorul epistolei adresate evreilor. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Noi păcătoșii putem veni acum înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală, pentru că Iisus este jertfa noastră pentru păcat, chiar și pentru păcatele din neștiință. Păcatele din neștiință ne aduc în atenție un alt aspect, și anume cel al dreptății absolute a lui Dumnezeu în raporturile cu omul. Dumnezeu se poartă drept și echitabil cu omul. Vor exista niveluri de pedeapsă, așa cum vor exista și răsplăți diferite. Măsura responsabilității este de asemenea recunoscută în jertfa pentru păcat, așa cum vom vedea în diferitele categorii de persoane luate în considerație aici. Să începem cu categoria preoților, pentru că, vedeți, aceasta este diferența între Domnul Iisus, marele preot, și preoții umani. El a fost fără păcat. El poate face ispășirea pentru noi, pe când preotul trebuie să facă ispășirea pentru el însuși mai întâi. Dar să vedem ce spune Scriptura. Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea și prin aceasta a dus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. Păcatul preotului este abordat cel dintâi pentru că preotul avea o poziție de conducere. Dacă el greșea, poporul greșea. Păcatul lui era și păcatul lor. Cum era preotul, așa era și poporul. Cred că lucrul acesta trebuie să dea de gândit slujitorilor bisericii. Preotul trebuia să aducă un vițel ca jertfă, cel mai valoros animal. Vedeți așadar că poziția celui care aducea jertfa determina și felul animalului care trebuia adus ca jertfă pentru păcat. Păcatul lui nu era cu nimic diferit decât al celorlalți oameni, dar responsabilitatea lui era mai mare. La fel este și astăzi.
Cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat, spune Iacov în capitolul 4. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră, avertizează același Iacov de această dată în capitolul 3. Vreți să fiți predicatori, slujitori al lui Dumnezeu? Este foarte bine. Să știți însă că aceasta implică și o responsabilitate mult mai mare. Vreți să cântați? Vreți să fiți învățători ai cuvântului lui Dumnezeu? Veți avea o răspundere mai mare decât altora. Pentru că privilegiul atrage după sine și responsabilitatea. Dumnezeu însuși este Cel care cere socoteală. Acest lucru este foarte clar arătat aici. A adus vina asupra poporului, spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la preot. Ceea ce poate fi tradus mai exact prin a făcut poporul să păcătuiască. Aceasta arată responsabilitatea specială a preotului. El era o simplă ființă omenească și era supus acelorași ispite ca restul oamenilor. Dar, cum remarcam adineauri, aici este diferența dintre Hristos și marii preoți din neamul lui Aron. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, remarcă scriitorul epistolei către evrei în capitolul 4. Preoții aveau și ei slăbiciuni omenești. Dar Dumnezeu reglementează aceste lucruri și spune așa. Să aducă vițelul la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul vițelului și să-l junghe înaintea Domnului. Acesta este ritualul jertfei pentru păcat. În această parte a ritualului observăm anumite similarități cu arderea de tot. Stropirea cu sânge de 7 ori înaintea Domnului, în fața perdelei din lăuntru a sfântului locaș, întărea relația lui Dumnezeu cu persoana care păcătuise. Ungerea cu sângea coarnelor altarului pentru tămâia mirositoare, locul rugăciunii, avea rolul de a reda privilegiul închinării celui care păcătuise. Acceptarea noastră de către Dumnezeu și închinarea noastră înaintea Lui depinde de sângele lui Iisus Hristos. Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, adică Domnul, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Același scriitor al epistolei către evrei spune așa, și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dragii mei, nu am putea primi iertarea dacă nu ar fi fost vărsare de sânge. Este împlinirea dreptății, justiției divine. Cineva trebuia să o facă. Dacă n-ar fi fost Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi ar fi trebuit să moară pentru a fi iertat. Ce rămânea din sânge era vărsat la picioarele altarului pentru arderile de tot, care era la ușa cortului întâlnirii. Astfel, era satisfăcută conștiința păcătosului și înlăturat complexul de vinovăție. Acesta era singurul remediu pentru păcat, singurul care putea împăca și mintea și inima. Dragii mei prieteni, este important să înțelegeți următorul fapt. Când Hristos vă iartă păcatul, vă iartă și pe voi. Nu mai este nimic de adăugat. El a aruncat acel păcat pe fundul mării. Hristos a înlăturat păcatul. El este acum tot atât de departe de voi cât este răsăritul față de apus. Păcatul vostru nu va mai fi nici măcar amintit. Hristos a rezolvat problema păcatului odată pentru totdeauna. Și cu asta trebuie să scăpăm și de complexul de vinovăție. Uneori diavolul vine la noi și mereu ne amintește ceea ce am făcut. Dar această cursă este foarte periculoasă. Pentru că de multe ori ne vedem atât de nevrednici, ceea ce nu este chiar rău, dar de multe ori această nevrednicie pe care o simțim în mod acut ne împiedică să venim să cerem iertare de la Dumnezeu, să acceptăm dragostea Lui. Și în felul acesta diavolul vrea să diminueze puterea jertfei lui Hristos. Dragi prieteni, El a ridicat tot păcatul și toată vina noastră. Când veniți la Hristos și îl vedeți pe El, veți descoperi că El este suficient și adecvat pentru iertarea tuturor păcatelor voastre. Dragi prieteni, ritualul era atât de complex, erau atâtea lucruri, atâtea detalii care trebuiau împlinite.
Aceasta pentru că păcatul nu se iartă ușor. Trebuie plată pentru el, trebuie recunoașterea lui, trebuie o trăire responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să trezească în noi această responsabilitate în viața noastră trăită pentru Dumnezeu. Fie ca niciodată să nu tratăm cu ușurință păcatul din viața noastră. Fie că este vorba despre cele păcate pe care le cunoaștem sau pe cele pe care nu le cunoaștem, indiferent de poziția pe care o ocupăm în Biserica lui Hristos, noi toți, într-un fel sau altul, suntem preoți ai lui Dumnezeu și noi avem o foarte mare responsabilitate față de aceste păcate. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ilumineze mintea noastră, să ne atragă atenția asupra celor lucruri care ne țin departe de părtășia cu Dumnezeu. Fie ca, descoperindu-le în viața noastră, să avem puterea să le mărturisim și să primim în felul acesta iertarea pe care Dumnezeul nostru o dă cu atâta generozitate. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.